Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase și noi campanii desfășurată pe site-ul Editurii Herald. O campanie despre literatura masonică, o campanie despre această frumoasă și elegantă și rafinată colecție Arta Regală. Nu uitați să intrați pe site-ul Editurii Herald, www.editura-herald.ro, unde găsiți toate cărțile din această frumoasă colecție Arta Regală. Astăzi alături de noi este domnul Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală, și vom vorbi despre, aș putea spune, ultimele două apariții, ultimele două noutăți editoriale în cadrul acestei frumoase colecții Arta Regală din portofoliul Editurii Herald. Este vorba despre Dialoguri hiramice și despre cartea Istoria francmasonilor a lui Jean-Paul Dubreuil, cum spuneam, publicată în colecția Arta Regală, în traducerea domnului Gabriel Doru Avram. Două cărți esențiale. Cu ceva timp în urmă a mai apărut în cadrul acestei colecții o altă carte. Este vorba despre Istoria francmasoneriei, Istoria ordinului. De data aceasta, iată, vorbim despre Istoria francmasonilor. Cât de importante sunt aceste două lucrări și luate cumva separat, pentru că vorbim în Dialoguri hiramice despre relația intrinsecă dintre maestru și ucenic, iar cartea lui Jean-Paul Dubreuil, Istoria francmasonilor, pentru cei inițiați, dar și pentru neofiți, pentru cei care își doresc cu ardoare să afle mai multe lucruri despre ce înseamnă masoneria și cum, de-a lungul secolelor, cum a decurs și cum a evoluat, iată, Istoria francmasonilor. Bună seara! În primul rând, și sigur să ne felicităm că, iată, colecția crește. A apărut cartea numărul 12 și cartea numărul 13. Acum eu, care le tot număr, vă pot face această precizare. Să mulțumim și echipei de ucenici vrăjitori de la Editura Herald, care se străduiește și chiar reușește să facă un lucru bun. Acum, intrând și eu în bucătăria internă a acestor prefaceri, a acestor apariții de cărți, îmi dau seama cât de multe elemente trebuie puse cap la cap, cât de multe verificări, și sunt oameni anonimi cărora eu personal, în calitate de autor și de coordonator al acestei colecții, țin să le mulțumesc din toată inima. Să le mulțumim și celor care merg cu cărțile noastre în librării și asigură desfacerea acolo. Este o muncă titanică. Mă rog, eu sunt mai puțin implicat în această activitate, dar îmi dau seama că promovarea cărților și toată această mișcare internă din spatele ușilor închise, ca să fim misterioși, este absolut fabuloasă. De aceea nu pot decât să le mulțumesc în numele meu și în numele cititorilor, căci până la urmă cititorul este principalul beneficiar. Acum, venind la întrebarea dumneavoastră cu Istoria francmasonilor de Jean-Paul Dubreuil, spun așa în câteva cuvinte că este o carte rară, să știți. Putem să o trecem în categorie, chiar dacă a apărut acum 2-3 săptămâni, nu mai știu exact, ea este o carte rară. Inițial a apărut în 1838. Și poate îmi veți da voie să vorbesc un pic despre această perioadă, prima jumătate a secolului XIX, din punct de vedere masonic, desigur, ca să înțelegem mai bine nu doar istoria francmasoneriei, ci și istoria Europei în general, și cu consecințe în toate planurile. Istoria aceasta a lui Dubreuil este până la urmă este o carte compozită. Sunt teme din mai multe domenii adunate aici și prezentate de către autori. Este o secțiune de istorie foarte interesantă, de altfel cu elemente de noutate. Putem înțelege mai bine chiar și legăturile pașoptiștilor noștri cu Grand Orient de France,
care era atunci la 1848. V-am spus, cartea a apărut la 1838, cu 10 ani înainte. Dar pașoptiștii noștri erau foarte conectați la această realitate inițiatică din Franța. Toți erau inițiați acolo, în Grand Orient de France. Nu pricepem nimic. De ce, spre exemplu, s-a dus peste munți, așa, dintr-o dată, Bălcescu la fratele său maghiar, ca să, în timpul Revoluției, ca să se înțeleagă și să aranjeze lucrurile în așa fel încât să fie bine și pentru poporul român și pentru poporul maghiar. Nimeni nu înțelege dintr-o dată așa, decât dacă ne ducem puțin în istorie. Acum, despre carte, spuneam că are o secțiune de istorie. Interesantă, nu numai pentru istorici, ci și pentru, să spunem așa, o categorie mai largă de oameni, sociologi, antropologi, toți cei care cercetează și vor să se lămurească, să clarifice această viețuire a omului și a societății omenești pe fața Pământului. După aceea este o secțiune de ritualistică, o numesc așa, ritualistică. Sunt pur și simplu prezentate ritualuri masonice și ceremonii care se practică, mă rog, se practicau atunci în cadrul Marelui Orient al Franței, dar ele nu sunt foarte mult schimbate nici în prezent. Sigur, s-au făcut mici toaletări, s-au făcut intervenții, dar fondul problemei s-a păstrat, adică mesajul este același. Omul este același, mesajul este același. Și în sfârșit există o secțiune destul de consistentă, un fel de, i-aș spune eu, studiu comparativ al masoneriilor din Europa acelei perioade. Și nu numai din acea perioadă, merge în urmă până la 1700-1750, din Franța, din Germania, din Anglia, din Danemarca, Portugalia, din Rusia, din Polonia. Peste tot erau masonerii la vremea respectivă, organizații masonice care funcționau într-o formă sau alta. Vă veți da seama că masoneria nu este chiar așa un fenomen compact, rigid, unic. Nu, sunt foarte multe forme inițiatice. Cărbunarii, de exemplu, despre care nu se mai vorbește acum în prezent, dar era o fel de masonerie la vremea respectivă foarte puternică și de luat în seamă. O breaslă, o putem numi. Eteria grecească de la 1821, cea care la Tudor Vladimirescu. Vladimirescu, pe 28 mai, am împlinit acum 200 de ani. Este o formă de masonerie. Nu știm foarte exact ce s-a întâmplat acolo cu Tudor Vladimirescu și cu eteria grecească a lui Iordache Olimpiotu. Era o frăție. Știm, sunt ipoteze, supoziții, cum că și Tudor Vladimirescu ar fi fost inițiat prin regimentele rusești. El era un om special, știa limba germană, știa limba rusă, totuși, Tudor Vladimirescu. Nu știm foarte exact cum de s-a întâmplat ca el să fie executat. Ia niște mistere, niște taine. În sfârșit, acum să-mi iertați această divagație în istoria contemporană, dar se potrivește, pentru că perioada este aceasta, contemporană cu Tudor Vladimirescu, cea despre care vorbește Dubreuil. Din acest punct de vedere, cartea este interesantă și o recomand cu căldură celor care vor să înțeleagă și alte aspecte ale societății și ale relațiilor dintre oameni. Nu putem spune că, vedeți, universul socio-uman este foarte complex și nu putem să-l categorisim foarte exact așa numai din lecțiile pe care le învățăm la istorie în clasa 8 sau 12, nu știu când se mai învață acum. Pur și simplu trebuie să ne agrementăm aceste cunoașteri cu lecturi suplimentare. Iată una din cărțile care poate să facă lumină în acest domeniu. Cam aceasta este cartea. În plus, cartea are un specific. Are două capitole la început în care Dubreuil explică inițierea și explică scopul pentru care el a scris această carte
și două capitole la sfârșit, care iar parcă n-ar avea legătură cu cartea, dar per total formează un ansamblu frumos. Sunt de fapt 30 de capitole ale cărții, dar mă rog, le-am împărțit eu așa ad hoc pe cele trei secțiuni. În plus rămân aceste două capitole din față și două capitole de la sfârșit. Cele de la sfârșit sunt capitole care, unul dintre ele, capitolul 29, vorbește despre un plan de redresare al masoneriei. Dubreuil conștientizează că masoneria are nevoie de o intervenție, de o revizuire a unor resorturi. Sigur, nu este un plan așa ca în secolul 21, ca o strategie, dar totuși punctează niște elemente. Și ultimul capitol este un capitol dedicat relației dintre masonerie și papalitate, catolicismul. Catolicismul a condamnat masoneria, papa a emis niște bule papale, prima dintre acestea este la 1738, care erau greu de suportat, cel puțin în mediul masonic. În mediul protestant nu erau luate în seamă. Încet, încet n-au mai fost luate în seamă nici în mediul catolic. Pur și simplu erau niște edicte papale care n-aveau nicio valoare, n-aveau nicio putere de impunere. A fost o luptă și putem vorbi despre această luptă. Dubreuil ne deschide un univers extraordinar. Biserica catolică nu s-a luptat numai cu masoneria. Gândiți-vă că s-a luptat și cu știința. Galileo Galilei, spre exemplu, Copernic, Giordano Bruno, toți, Kepler, toți au fost prigoniți de către Inchiziție. Au suportat consecințe. Știința niciodată nu a acționat împotriva papalității în mod direct. Știința a enunțat niște teorii. Sigur că acele teorii răsturnau toate teoriile papale. Acest lucru nu convenea, pentru că papalitatea pierdea monopolul cunoașterii, care încet, încet a trecut în mâinile științei. Știința a fost cea care... N-are nicio vină Kepler că a văzut prin telescop traiectoriile eliptice ale planetelor și că astea nu erau și că nu Pământul era în centrul Universului, cum se credea după teoriile vechi din vremea de la începutul creștinismului. Toate aceste lucruri au produs mari fricțiuni. Lupta aceasta, ca să închei acest excurs în istorie, lupta aceasta s-a încheiat, sper că s-a încheiat oarecum cam la mijlocul secolului 20. Wirth are un verdict extraordinar la un moment dat. Oswald Wirth este un autor care are două cărți în colecția noastră. Îi ceartă și pe masoni, îi ceartă și pe catolici pentru împătimirea cu care s-au luptat și au și unii și alții n-au cedat. Biserica catolică a preluat niște argumente de la Taxil, spre exemplu, un ziarist la sfârșitul secolului XIX a scris o carte, mi se pare, Sinagoga lui Satan s-a numit, pe care după vreo 10 ani a denunțat-o el însuși. Adică a spus, domnule, e o ficțiune, ce am scris eu acolo nu este nimic adevărat. După 10-12 ani, după ce a câștigat foarte mult cu această carte, s-a vândut bine cartea respectivă, Biserica Catolică pur și simplu a preluat de la Taxil citate întregi și le-a folosit în lupta cu masoneria. După cum și masoneria, fiind la putere, unii dintre frați erau prim-ministri, erau ministri învățământului și știți foarte bine că a fost un întreg proces de laicizare a învățământului și la noi Cuza a secularizat averile mănăștirești. Cuza nu prea este iubit de către clerul ortodox, pentru că ei aveau munți întregi, păduri,
vite, sate care lucrau pentru ei și dintr-o dată Cuza a spus stop. Astea nu sunt ale voastre, voi vedeți-vă de rugăciunea voastră. Bun, sunt multe aspecte de genul acesta care între timp au fost puse la punct, poate mai brutal, poate mai, cum să spun așa, fără menajamente, dar despre aceste lucruri vorbește Du Bruy în ultimul său capitol. De aceea este interesantă cartea. M-aș opri aici cu prezentarea. Totuși, aș vrea să, dacă îmi permiteți mai departe, aproape că mi-adresez singur o întrebare, dar de dragul de a continua în această serie, secolul XIX, prima jumătate a secolului XIX, a fost chiar una specială pentru masonerie. Și am să vă explic de ce. Au fost câteva evenimente notabile. Întâi de toate știți, domnia lui Napoleon, în 1815 s-a terminat cu Napoleon. Masoneria l-a servit pe Napoleon. Napoleon a fost unul din profitorii acestui fenomen. În fiecare regiment, am mai spus-o, cred, aici, într-o discuție cu dumneavoastră, în fiecare regiment existau două, trei loji. Și masonii francezi, când ajungeau într-un teritoriu străin, în nordul Italiei, în Austria, în Polonia, ei luau imediat legătura cu frații lor de acolo, din teritoriu, și imediat ideile franțuzești, ideile revoluționare pătrundeau în mediile respective și era un fel de simpatie pentru armata franceză. Nu venea ca o armată de ocupație, venea ca o armată de eliberatoare. Vedeți-vă la Goethe, ce frumos, ce slavă ție stea curată. Steaua curată este steaua aceea masonică, adică pentagrama aceea, steaua înflăcărată o numesc masonii. Multe lucruri pe care trebuie. Bun, a fost perioada lui Napoleon, care s-a încheiat. Napoleon a dispărut din istorie și odată cu el întreaga lui camarilă. Este restaurată monarhia, Ludovic al XVIII-lea, un rege care a fost, cum să spun, a fost atent cu frații, nu i-a prigonit, însă în toată Europa masoneria a fost adus-o greu în acea perioadă. De ce? Pentru că aristocrația tradițională, nobilii, biserica, regalitățile, că erau regate, prinții, ei și-au dat seama că masoneria încet încet vizează preluarea puterii de la ei. Și chiar așa s-a întâmplat. În 1830 a fost o revoluție care n-a făcut mare lucru în Franța, vreau să zic. Franța era cea care ducea mai departe povestea. Franța era cea imitată și în Germania, și în Italia, și pe aici, pe la noi, Polonia, țările române, principatele. Ce se întâmpla la Paris era oarecum moda și intram și noi într-un vibrato cu acea modă. Noi toți ceilalți, Danemarca, Suedia. În 1830 este răsturnat acest rege, este schimbat o monarhie cu altă monarhie. Singurul lucru bun este că această monarhie care a venit la putere era o monarhie constituțională și avea oarecum limitate puterile. Prerogativele. Nu erau niște prerogative absolutiste, erau reglate. Puterea era oarecum echilibrată. În sensul de a se obține mai multe garanții privind bunul mers al lucrurilor. Un soi de stat de drept se dorea atunci, dar nu era un stat de drept. Primul stat de drept a fost în Anglia la 1688, când dinastia de Orania a fost instaurată acolo. Primul stat de drept din istorie, să spunem așa.
1830, această revoluție. La 1848 urmează un uragan peste toată Europa. Putem să spunem că a fost un uragan masonic. Masoneria atunci, un prieten de-al meu a folosit un termen mai dur, zice că, domne, masoneria atunci era un fel de organizație teroristă. Nu e chiar așa. Dar era foarte bine... Era foarte bine garnisită cu oameni activi, oameni care aveau capacitate de exercițiu, avocați, profesori, medici, militari și sigur că lucrurile la un moment dat se mișcau într-o direcție voită, oarecum proiectată. Așa s-a întâmplat că în februarie, 25 februarie mi se pare, dar nu mai știu sigur, 1848, în Franța se instaurează ceea ce presa numește Guvernul Masonilor. A făcut lucruri bune acest guvern al masonilor atunci. A abolit sclavia, a dat o lege pentru votul universal, votul masculin, pentru că femeile erau excluse atunci de la vot și așa mai departe. Multe asemenea măsuri care veneau să contracareze împilarea socială și regulile acestea feudale, rigide, s-au dat atunci, la 1848. Acest aer de libertate a mai avut o dimensiune și anume o dimensiune care viza formarea națiunilor în Europa, formarea statelor naționale. Până la 1848, cele două puteri care aveau pretenții de universalitate, era Imperiul și Biserica și Papalitate. De la 1848 începem să vorbim de state naționale, adică lucrurile încep să intre pe un făgaș modern. La 1848, dacă vreți, puterea este preluată de burghezie din mâna aristocrației tradiționale, în mod definitiv și irevocabil. Nu s-a mai întâmplat. Atunci, pe baza unor merite se promova. Era un sistem de meritocrație subtil până la urmă. Adică nu avea importanță dacă erai sau nu erai, dacă proveneai dintr-o clasă de nobili. Pur și simplu, calitățile tale de om te promovau pentru o anumită funcție. Mă rog, ca intenție cel puțin, după ce lucrurile au avut o anumită inerție, s-a mai revenit, dar ca intenție aceasta a fost intervenția masoneriei atunci. Așa s-a scris istoria. Iată de ce recomand această carte. Este interesantă și, cum spuneam, mă mențin la prima afirmație, este o carte rară. Aș vrea acum să mergem foarte pe scurt într-un alt registru, pentru că am pomenit la începutul materialului nostru și despre o altă carte, tot ca noutate editorială, este vorba despre Dialogurile Hiramice, Urcând Cala Mercată, o carte la fel publicată în colecția Arta Regală. Și aș începe discuția noastră cu o întrebare care probabil că frământă mintea celor care sunt pasionați de tradiția masoneriei și mai ales de relația maestru-ucenic. Cum are loc această, aș numi-o eu, un soi de osmoză între maestru și ucenic? Cine pe cine caută? Cum este ucenicului oferit adevărul? Pentru că noi am mai vorbit de atâtea ori că adevărul este indicibil, faptul că nu îl spunem așa în orice context, în orice circunstanță, în orice condiții. Și există acest dialog viu și autentic, am putea spune, dintre maestru și discipolul său, care a constituit practic țesătura, dacă am dat o aură la fel de misterioasă și invizibilă, prin care s-a transmis, hai să-i spunem, fiorul predanii. Dialogul însumează întrebarea, dar în același timp putem spune și răspunsul, și astfel din acest joc se naște unitatea cunoașterii de sine. Da,
Așa este. Bănuiesc că vă referiți concret la o altă carte, Cartea Dialoguri Hiramice, apărut la începutul anului, nu mai știu exact, cam așa, ianuarie, cred. Cartea este interesantă și specială din mai multe puncte de vedere. Întâi de toate că toți autorii din această colecție au trecut de mult la Domnul. Cu alte cuvinte, una din condițiile esențiale pentru a intra în această colecție este să ai domiciliu stabil, foarte stabil. Cei doi autori sunt în viață. Aceasta este prima noutate. Din câte știu eu, sunt în viață și își văd de treabă. Ei doresc să rămână anonimi, având tot respectul pentru decizia lor. După aceea, toți autorii din această colecție sunt străini, adică nu sunt români. Acești doi autori, în schimb, sunt români. Ei sunt oarecum printre noi, știu, iată, fac dovada, știu foarte bine o lecție aceasta a măestriei hiramice și ne vorbește și nouă celorlalți, ne mai spun și nouă anumite lucruri astfel încât să înțelegem. Ne presară cumva adevărul. Și cea mai importantă dintre toate trăsăturile cărții este aceea că este alcătuită sub forma unui dialog. Stilul acesta dialogal este acela tradițional. Așa a fost întotdeauna. Pentru că așa se face predania, cum ați spus și dumneavoastră, transmiterea secretului inițiatic. Doar așa. Nu există altă formă. De la maestru la ucenic. Ucenicul ascultă și maestrul îi răspunde la niște întrebări. Așa cum se pricepe el să le facă. Maestrul îi vorbește în cifrate, îi vorbește în simboluri, în pilde. Și Iisus vorbea în pilde ucenicilor lui. Pentru că aceasta este forma. Nu se poate altfel. Toate aceste pilde, simboluri, ele se încadrează într-o legendă, sunt mai multe mituri. Mituri. Prin mit se transmite mesajul subtil. Nu poate fi, dumneavoastră a spus că, domnule, secretul nu poate fi spus oricum. Iar eu vă voi spune că secretul nu poate fi spus. N-ai cum să-l spui. Decât în forma aceasta jucăușă, sub formă de poveste, sub formă, poate crezi, poate nu crezi, intră mult aici ceea ce numim filozofia lui ca și cum, adică analogia. Revenind la carte, cartea aceasta, Dialoguri Hiramice, este împărțită în trei secțiuni, cumva cartea ucenicului, cartea calfei sau companionului și cartea maestrului. Ucenicul, maestrul îl preia pe ucenic de la inițierea lui, îi povestește temele fundamentale, sunt discuții între ei acolo foarte interesante, unele cu trimiteri la realitatea concretă din România. După aceea, ucenicul trece la treapta următoare. Maestrul preia acum pe companion, căci aceasta este cea de-a doua treaptă, și discută cu el temele companionajului, care sunt diferite. Este un set de cunoștințe, informații, date, specific pentru ucenic, specific pentru calfă și specific pentru maestru. În sfârșit, calfa devine maestru și atunci este o discuție între maestri. Maestru A și maestru Z. Maestru A este cel care urcă treapta, urcă scara melcată, scara în spirală. Iar un simbol, sigur, dar cu multe conotații și care, până la urmă, trebuie înțeles în registrul acesta mitic. Numai așa poate fi primit și transmis mesajul.
Cam aceasta este cartea. Mă rog, mie îmi place foarte mult și sigur că la un moment dat și eu citind cartea mă identific cu unul sau cu celălalt. Sunt ca și cum ar fi al treilea personaj acolo. Sunt cei doi protagoniști, dar mai sunt și eu cititorul care sunt pe lângă ei pe acolo. Este un triunghi cumva care complotează pentru o mai bună înțelegere a lucrurilor. Conspiră, conspiră, spiră. Spiră înseamnă spirit, de la spirit vine, conspirație. Dragii noștri, am fost astăzi alături de domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald, vorbind în cadrul acestei frumoase campanii despre literatura masonică, despre două cărți pe care noi vi le recomandăm cu foarte mult drag. Este vorba despre Istoria francmasonilor de Jean-Paul Dubreuil și de asemenea Dialoguri hiramice urcând scara melcată. O carte de asemenea foarte importantă despre această relație pe care domnul profesor Vasile Zecheru ne-a explicat-o foarte bine, relația maestru-ucenic. Iată două titluri pe care vi le recomandăm cu mult drag. De altfel, aș vrea să vă recomandăm toate cărțile din colecția Arta Regală, pentru că în funcție probabil de nivelul de evoluție spirituală, fiecare carte din această frumoasă colecție cred că își găsește un bine meritat loc în biblioteca fiecărui pasionat de această tradiție spirituală și care își dorește să afle, iată, prin intermediul cărților din cadrul portofoliului editurii Herald, cât mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă masoneria și implicit istoria francmasoneriei și istoria francmasonilor. Îi mulțumim încă o dată domnului profesor Vasile Zecheru. Vă rog! Vreau să spun ceva. Vedeți, lumea, oamenii în general, au preluat foarte multe informații subversive în legătură cu masoneria. Și, sau neverificate, aș spune eu. Neverificate. În sfârșit, valul acesta de denigrări și de mistificări vine din istorie. Noi suntem moștenitori și oamenii au foarte multe prejudecăți. De aceea eu îi îndemn pe cititori să fie cu mintea deschisă și să citească. O să-și dea seama că lucrurile nu stau chiar așa cum cred ei, au auzit de la părinți sau de la oameni mai puțin informați. Las că știm noi masonii ce au făcut, ce au... Ei conduc lumea, există o teorie a conspirației, ei fac și dreg, ei se îmbogățesc, noi sărăcim și astea nu sunt decât niște mituri și cred că cel mai important lucru pentru cineva care își dorește să aprofundeze mai mult această tradiție, cred că ar trebui să se orienteze spre partea spirituală. Masoneria este un ezoterism cult. Trebuie să pui mâna pe carte ca să înțelegi. Dacă nu ai această capacitate să procesezi informația, informație corectă, nu informații fake-uri sau cum se spune acum, sau, sau idei preconcepute luate din cărți de factură îndoielnică, nu așa. Trebuie cu răbdare să încerci să înțelegi. Ca să înțelegi, trebuie să citești. Cam aceasta este soluția. Alta nu există. Îi mulțumim domnului profesor Vasile Zecheru pentru, iată, acest îndemn, acest mesaj către dumneavoastră, dragi cititori, de a citi. Îi mulțumim domniei sale și vă mulțumim și dumneavoastră, dragi cititori, pentru că ați fost alături de noi în cadrul acestei ediții, acestui episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până data viitoare, vă dorim o zi superbă, o zi minunată și, exact în asentimentul domnului profesor Vasile Zecheru, citiți. Deci, lectură plăcută. La revedere! La revedere!